De asta se și numește show-ul ăsta Zâmbete și Empatie. Eu o să vă povestesc o mică chestie așa. Când am realizat eu că ar trebui să fim empatici și să avem așa mai multă grijă unul la celălalt, la un moment dat avusesem o zi foarte, foarte grea, eram nervos așa, era vreo două noapte, abia mă întorceam acasă și încă eram cu telefonul, dădeam mesaje, nu știu ce, eram nervos și am un Mega non-stop lângă mine. Și am intrat în Mega, voiam să-mi iau trei chestii, nu mai știu exact ce. Clar e că eu am o problemă, când intru într-un supermarket și dau de rafturile alea, eu intru în modul muzeu. Bă, deci efectiv mă surprind că stau câte 10 minute așa. Băi, știți bătrânii aia care se uită la biserici așa? Băi, exact așa stau eu, mă uit la rafturile alea și mă gândesc, băi, eu am miere cu nucă acasă. Și îmi iau miere cu nucă, știți? Să nu mai am problema asta vreodată. Ca să vă dați seama de inutilitatea lucrurilor pe care le cumpăr eu, eu îmi iau avocado. Par eu genul de bărbat care să intre în bucătărie, să pună salsa și să danseze în timp ce face guacamole? Nu prea, nu? Eu fără trei avocado, eu nu plec. Deci, eu când văd avocado, mă simt sănătos în avans. Plus că sunt atât de idiot de fiecare dată că eu uit că mie, cum să vă zic, mie scârbă să tai avocado ăla copt. Pentru că am senzația, nu vreau să vă stric avocado, dar am senzația că ăla care e copt așa, are textură de coi. Dar coiul ăla, știi, ăla de bărbat de peste 30 de ani, știi, care a trecut prin chestia așa, ăla care s-a... Pentru că nu știți, dar nouă bărbaților de peste 30 de ani se lasă coi. Nici n-aveți de unde să știți, că nu putem să inserăm asta într-o discuție așa. Na. De asta am făcut gluma asta, să văd că mai sunt bărbați care au problema asta, că nici eu n-aveam de unde să aflu. Că la noi, la bărbați, asta e problema. La voi, la femei, deja e o cultură, știi? Voi vă verificați zona aia, știi, intimă, vă duceți la doctor, știi? La noi nu există chestia asta, e că dacă s-a întâmplat ceva acolo, nu te mai uiți, pur și simplu. Morți, mă, stai, aia e. Mie că mi s-a lăsat pe iubire. Îmi pare rău că... trebuie să aflați. Și na, așa, efectiv, așa am fost. Am zis, bă, îl dau așa pe după picior. Că ce dracu să fac? Să-l sun pe tata și să zic, ce faci, tata, cum e la foc? Și uite, a venit căldură. A, dacă și mie mi s-au lăsat coaile. Nu, dar eu chiar am fost la un controlant, da? Pentru că am avut un accident în mașină și mi-a fost un pic târșă că s-a întâmplat ceva. Și am fost la control la un doctor care era recomandarea din partea unui alt doctor, prieten de-al meu, de-ai mei, așa e corect. Și eram în cabinet acolo, singur, și la un dat a deschis la ușa. A fost o chestie, cum să vă zic, foarte băiețească, așa știi. A deschis la ușa, a zis, ce faci? Zic, bine, așa, dă-i jos. Bă, direct, adică n-am... Am dat jos, ce ai pățit? Păi simt așa la testicul, bam, direct, mâna... A luat coaile în mână așa. Vă zic, avea mâna mare. Și rece, din păcate. Păi și a început să facă așa, știi? Eu n-am văzut că făcea asta, dar am văzut că s-a relaxat așa, știi? Am văzut în ochii lui o relaxare și mi-am dat seama că te relaxezi când faci asta, dar dacă sale tale nu e foarte relaxat, știi? Și m-a dat drumul la un dat și a zis, n-ai mai nimic, du-te acasă. Și a plecat. Păi și am rămas așa cu pantaloni și chiflății. Îmi vine exact ca o târfă, mă simțeam. Bă, dar un vin, o floare. În fine, așa cred eu că e avocado. Nu e cum e chiviu, știi? Chiviu e coiul ăla de tânăr. Abia așteaptă să iasă în viață, știi? Și am ajuns la casă, aveam coșul plin, plin. Da? Din trei chestii am ajuns la 40 ceva. În fața mea a cumpărat unul niște lucruri și a venit rândul meu. Eram încă în telefon așa și băiatul de la casă m-a întrebat dacă vreau punguță. Clasica întrebare. Eu cred că așa îi angajează pe ăștia, să mă apură aici. De merge într-un birou și ia citește acolo. Vreți punguță? Casa numărul 4 e a ta? Bine ai venit în familia Mega Image.
Și eu, pe lângă faptul că n-am auzit când m-a întrebat și consider și inutilă întrebarea asta, adică dacă vezi că am 40 ceva de căcaturi, cum crezi că ajung cu ele la mașină? De ce eu mai întreb dacă vreau pungă? Crezi că cumpăr 40 ceva și pula, nu dau 20 de bani pe o pungă morții tăi? Chiar crezi că-s David Blaine? Ai senzația că-ți fac din alea... Vezi asta? Da? Hai cu mine până la portbagaj. Ce aici? Nimic. Păi dacă nu mi-ai dat punguță, îmi pun... Bun. V-am spus, n-am auzit că m-a întrebat, da? Și am început, am făcut mersul ăla de supermarket, nu știu dacă știți, și nu știu dacă de știută știți, dar nu realizați. Corpul nostru face doar în supermarket mișcarea asta, e pas, pas, întoarcere. Deci doar acolo. Bun. Ce am făcut? Pas, pas, întoarce. Nu mai fac o dată, că deja am transpirat. Și eram cu telefonul așa. Bă, și la un dat am simțit presiunea aia a produselor care nu sunt organizate în pungi. Nu știu dacă pățiți chestia asta. Bă, vine haosul peste voi așa. Vine panica aia în pizda. Exact ca, exact, nu știu, dacă ai fi la o petrecere la cineva acasă și o singură toaletă și vine caca ăla de nerefuzat, știi? De te gândești, bă, mă duc, trebuie să mă duc, că n-am ce să fac, dar o să-și dea lumea seama că și eu după miros, după... Așa mă gândeam eu, că vine unul, vede casă liberă, are doar două lucruri, scanează-le în pula, toate morți, mă-te mai încolo, eram nou avocado. În fine, și m-am panicat așa că erau alea în ordine aleatorie și m-am uitat la băiatul ăla și prea m-am răsit, v-am zis, a avut sesem o zi lungă și proastă. Și m-am uitat la el și am zis, da, poți să-mi dai și mie o pungă, te rog? Și m-am întors în telefon. Bă, și ăla a smuls o pungă, a trântit-o pe teșghea și a zis, eu v-am întrebat dacă vreți punguță. Până la urmă sunt și eu om, nu doar un obiect. Băi, toată viața speram să aud asta la o femeie. În niciun caz la două noaptea într-un mega de la un băiat. Băi, și în momentul ăla eu am o problemă. Dacă țipă cineva la mine, mie îmi vine să-i fut una, știi? Și totuși am spus să mă temperez și am zis că ridic privirea, mă uit în ochii lui și zic, du-te mă în pizda, mătii! Că-mi și place în jurătura asta românească, așa, știi? Că du-te, mă, în pizda, mătii! Mai ales că eu visez de foarte mult timp să creez o scenă într-un supermarket, știi? Chiar vreau să pățesc o treabă în asta, cum se ridică unii de la alte case. Mă, dar ce se întâmplă acum? Să vină paznicul ăla, cel mai inutil om în viață. Să vină el așa. Ce s-a întâmplat, colega, aici e... Știți când vine aia de fiecare dată, băi, mi se pare senzațional la paznicii de la Mega, când stau acolo, efectiv, vai de morților, nu toți, nu vreau să generalizez, că o să ajungă la un mitul din ăsta dubios cu paznici de Mega, dar sunt unii care efectiv stau acolo, aproape au adormit și la un moment dat aud anulare și... Băi, efectiv, intră în modul supererou, să-mi bat pe la tan 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 tan. Ce e, colegul, ha? Ai bătut în plus, ha? Stai, nu știi că am cardul. Bip! Gata, puteți să cumpărați în continuare, e tot ok, stați niște. A rezolvat neagică. Gata, gata, e ok, e ok la casă aici. Puteți să veniți. Stați niște. E foarte bine că ați aplaudat, că bucata asta o să meargă doar în București. Deci nu... În rest, ați văzut și voi, că nu se știe în rest. Doar în București se știe de asta, de anulare. Nu știu de ce pizna o să... A? Păi și voi aveți 2 megauri, nu? 3. Răzvan a zis 3. E clar că tu ești din zona bună a Iașului. Da. Și când am ridicat privirea, da? Să zic, du-te mă în pizda, mătii! Am văzut în fața mea un om care avea maxim 25 de ani,
Băi, și o față. Știți oamenii aia care chelesc, dar refuză să accepte? Dar nu chelitul ăsta simpatic pe aici, așa, sau curul de maimuță, nu. Chelitul ăla cel mai nasol, ăla pe zone, așa, știi, de trebuie să acoperi cu smocuri. Băi, și fața plină, plină, cu coșuri. De dacă erai orb, puteai să-i citești pe față cât de prost e. Și în momentul ăla mi-am dat seama că eu am avut o zi proastă. Dar băiatul ăsta a avut o viață. Adică era clar pentru mine că el n-a simțit niciodată interiorul cald și primitor al unui vagin. Sau o mână străină. Așa că mi-am luat produsele, le-am băgat în pungi. Mi-am cerut scuze și am plecat. Asta cred eu că ar trebui să facem. Exact așa, știi? Să începi de la tine, știi? Și am mai făcut o treabă cu care mă mândresc. Vara merg cu bicicleta în loc să merg cu mașina pentru voi. Ca să aveți voi aer curat și copiii voștri apă potabilă și așa mai departe. Da. Da, da, aplaudați-mă că merit. O să vedeți voi în 30 de ani, când o să găsiți apă și o să fiți, bă, micuțu, m-a încurcat Amazonul ăsta în pizda, dar n-am ce face. Și eu am o bicicletă fat bike, care, da, nu vă imaginați o bicicletă grasă, probabil la asta v-ați gândit la o bicicletă cu burtă, așa, care transpirată, așa, și cu aia, nu cred că mai pot să mă arăt, hai, mai mergi un pic pe lângă mine. E o bicicletă, într-adevăr, mai solidă, cu un cadru mai puternic, așa, și niște roți mai groase. Că vă dați seama că nu puteam să-mi iau semicursieră, că sigur auzeam pe stradă. Ia uite, băi, este o bicicletă din curul băiatul ăla. Și cu asta vă mulțumim din suflet, sunteți absolut minunați!